Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Grid. Astăzi o să încercăm să vedem de ce în acest moment volatilitatea pe piață e atât de ridicată, de ce prețul petrolului a ajuns la 76 de dolari și evident o să-mi spuneți din cauza crizei din Orientul Apropiat. Oare ce ori avea de împărțit un stat ca Israel cu un stat ca Iranul care se află la 2000 de kilometri distanță și de ce conflictul dintre ele duce la mișcări de bursă foarte importante, la prețul petrolului care în ultima lună a crescut cu 20% și continuă să crească și la o volatilitate atât de mare în acest moment suntem pe 7 octombrie dimineață volatilitatea în piață e de peste 21% deși vinerea am închis aproape de maximele istorice, aproape pe toți indici. Și atunci când închidem peste aproape de maxime istorice, ne așteptăm la o volatilitate normală în jur de 13-14%. Ce preconizează o astfel de volatilitate? O cădere în piețe? O continuare a recordurilor istorice? Ar trebui să analizăm, facem un pic de istorie. E, clipul ăsta nu o să fie prea folositor pentru mine, pentru că o să mi pun în cap și pe antisemiți, și pe prosemiți, pe toți cei care țin sau nu țin cu Israelul, pe toți cei care țin sau nu țin cu lumea musulmană și așa mai departe. Vreau să vă spun ceva. Ceea ce fac eu pe acest canal, Feed Your Grid, trebuie să vă ducă cu ideea că indiferent dacă vă vorbesc despre artă, cultură, știu că n-ați apreciat clipul cu violonistul Tudor Andrei, deși ar fi trebuit să o faceți, pentru că trebuie să schimbăm registrele din când în când, dar astăzi vom face un pic de istorie. Vom analiza de unde provine acest conflict israelo-iranian și îl vom analiza neutru, total neutru. Trebuie să știți că eu n-am simpatii pentru evrei, nu sunt în schimb nici antisemit, nu am nici simpatii pentru lumea musulmană, la fel cum nu am simpatii pentru Trump sau Kamala Harris. Dar dacă vrem să vedem cum va evolua lumea după alegerile americane sau cum va fi influențată lumea de acest conflict israelo-iranian, trebuie să avem grijă să înțelegem ce a fost în trecut, să înțelegem ce se întâmplă acum și poate așa ne vom da seama, nu am bula de cristal, ce se va întâmpla în viitor. Ce vreau să vă spun? În 1948 s-a creat statul Israel. Nu vă fac toată istoria, ci vă spun doar câteva amănunte ca să vă dau o anumită descriere a situației actuale. Când s-a creat statul Israel în 1948, s-a creat pentru o decizie a Organizației Națiunilor Unite și o să vedem cine a votat pentru, cine a votat contra și așa mai departe. La crearea statului Israel s-au creat prin decizia ONU semnată și aprobată de Organizația Națiunilor Unite, unde niciunul din cei cinci n-a depus un drept de veto. Pentru că Uniunea Sovietică trebuie să știți că la acel moment a votat pentru crearea statului Israelian, pentru că oricum comunismul era sprijinit de evrei, Existau 1.300.000 de palestinieni în zona dăăzi a Palestinei, a statului Israel, și 600.000 de evrei. Deși s-a făcut o migrație destul de mare, mai ales după al doilea război mondial, când, după Holocaust, după tot Shoah, au venit enorm de mulți evrei gândindu-se că vor avea o țară, și era normal ca și ei să aibă o țară. Dar, în momentul în care teritoriul s-a împărțit, s-a împărțit la modul următor: 55% pentru Israel și 45% pentru palestinieni. Deși culmea palestinienilor erau de două ori mai mulți decât vrei. Lucrul ăsta a scos de minți pe arabi și, în general, aliații statului palestinian și atunci au atacat Israelul. A doua zi după ce statul Israel a fost creat la Națiunile Unite a început primul război izraelo-palestinian sau izraelo-arab sau izraelo-musulman. Pentru că o să vedeți, iranienii nu sunt arabi, sunt șiiți, sunt persani, dar sunt, fac parte din lumea musulmană. Și de fapt conflictul care există astăzi nu este între Israel și Palestina doar, ci între Israel și lumea musulmană. Sau mai bine zis o parte a lumii musulmane. Că între timp lucrurile s-au schimbat. Trebuie să știți că primul stat musulman care a recunoscut Israelul a fost Turcia. Dar imediat după Turcia, o să aveți o surpriză: în 1950, Iranul recunoaște statul Israel. Deci, niciun alt stat arab n-a recunoscut statul Israel în afară de Turcia și Iran. Dar lucrurile stăteau altfel. În acel moment. Israelul era susținut de americani, dar și Iranul era susținut de americani, acolo fiind la putere și Mohamed Pahlaviar mer. Iranul a fost mult timp o lume deschisă, la fel cum Atatürk a schimbat și a laicizat țara și șahul cu Iranul a laicizat Iranul. Și Iranul arăta foarte bine la un moment dat, până când șahul, Fiind și el un dictator, și chiar un dictator sângeros, a început să persecute propriul popor. Cam toate problemele astea din istorie vin cu persecuția unui alte rase sau a propriului popor. Stalin și a persecutat dușmanii politici și a băgat în lagăr și în gulaguri propriul popor, hitler i-a băgat pe evrei și pe alții, și așa mai departe orice dictatură își găsește un țap ispășitor. E trebuie să știți că după ce la un moment dat, în Iran, a venit un prim-ministru ales în mod democratic, Mossadegh, și s-a gândit să naționalizeze bogățiile țării, respectiv petrolul, englezii, care dețineau compania anglo-iraniană, au făcut apel la americani Americanii au intrat în joc și CIA ei a reușit să-l dea jos pe Mossadegh și să-l aducă înapoi pe șahul Iranului, care tocmai părăsise țara. Și șahul Iranului a stat până în 1979. Trebuie să știți că cu un an înainte de revoluția, de revoluția fundamentalistă, islamică, a Iatolacului Comeinii, America era foarte bună prietenă, Jimmy Carter, președintele Americii, venea la parade militare la șac și, culmea, niciodată nu striga sau nu protesta împotriva nerespectării drepturilor omului. Securitatea șacului Iranului era mai rea decât securitatea lui Ceaușescu, făcea crime în dreapta și în stânga, a foarte mulți oameni și nu toți cei arestați erau musulmani sau fundamentaliști. În acest timp, Franța, care pe vremea aia îl adăpostea pe Ayatollahul cu Khomeini, a fost un pic neutră în acest context. Și asta pentru că De gol s-a opus mult dominației izraeliene în Orientul Apropiat. Ba chiar de Gaulle a avut niște probleme mari cu izraelienii, nemai livrându-le după războiul din 1967 fregatele pe care israelienii le-au le le plătit și le așteptau de la statul francez. Știți foarte bine, poate unii dintre voi, că Mossadul a reușit să fure fregatele alea din port în Franța și le-a adus considerând că e o operațiune foarte deșteaptă a Mossadului. În aceeași perioadă, în 1949 în Israel, se năștea Bibi Netanyahu, actualul președinte prim-ministru al Israelului. Aici lucrurile încep să complice. De fapt, totul se complică în 1972. O să spuneți, da, dar între timp au trecut peste războiul de șase zile. Așa e, primul război din 1948 a făcut ca Israelul să-și mărească cele 55% date de ONU din teritoriul Palestinei și să ajungă undeva până la 65% după războiul de șase zile și a triplat suprafața. Pentru că la războiul de șase zile din 1967, el a atacat primul, l-a atacat până seara, a ocupat Sinaiul, a ocupat Ierusalimul Est, Ierusalimul până atunci era împărțit între Iordania și Israel, am ocupat înălțimile Golan și așa mai departe. În această perioadă au avut loc destul de multe evenimente foarte importante, dar poate cel mai important eveniment a fost Olimpiada de la München. La Olimpiada de la München, un comando izraelian, septembrie negru, a luat prizonieri atleții izraelieni în număr de 11 sau 12, nu mi-aduc aminte, statul german care vroia să reconcilieze istoria lui nefastă cu pogromul și cu gulagurile și lagările lui Hitler, a organizat Olimpiada în 72, Republica Federală Germania, și a invitat pentru prima oară Israelul să participe la Jocurile Olimpice. Lucrurile au mers foarte bine până în ziua în care acest atentat a stricat toate socotele: și ale nemților, și ale evreilor, și ale întregii omeniri. Certe că nemții au organizat un grup de comando ca să salveze ostaticii, care s-a terminat foarte prost, toți ostaticii au fost omorâți, e adevărat, și teroriștii, s-a făcut o baie de sânge, și culmea e că înainte cu câteva ore s-a anunțat la televizor că toți ostaticii sunt vii. Adică familiile din Israel erau fericite și după dimineață când s-au trezit au aflat că de fapt rudele lor decedaseră în celebra operațiune germană. Din acel moment, Israelul și Mossad în general au început să dezvolte un anumit departament, este singurul serviciu secret, care are un departament cu eliminare de persoane. Deci e pe față, la modul la care un serviciu secret ca eu evident că toate serviciile secrete fac și astfel de operațiuni, declară pe față că aici avem un departament care se ocupă cu asasinarea dușmanilor noștri. Și aici începe o întreagă poveste. Trebuie să știți că Golda Meir, care era primul ministru al Israelului în acel moment, a dat mână liberă ca să fie eliminați toți organizatorii și toți capii lui Septembrie Negru care au dus la atentatul de la München. Și s-a creat o echipă de comando sub conducerea șefului de la Mossad Harari. Harari a făcut. Diverse crime pe teritoriul altor state. Și astfel au fost eliminați întâi la Paris, după aia la Cipru, după aia la Atena, după aia la Roma, tot felul de capi ai mișcării Septembrie Negru. Păi ideea că poporul izraelian dorea răzbunare, e adevărat, venea după Holocaust și așa mai departe, dar nici Biblia lor, nici Biblia noastră, nici niciun fel de religie nu încurajează răzbunarea. La ei, în schimb, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, pare a fi scris în Constituție. Și culmea știți care e? Câte, de câteva ore au greșit. Capul Septembrie Negru, Ali Hassan Samale, a fost identificat la un moment dat în Norvegia. S-au dus în Norvegia, l-au asasinat, numai că săracul Samale nu era cel adevărat. Ce era un amărât de chelner marocan care a fost asasinat în fața soției sale gravide în luna 8 -a. Culmea e că agenții izraelieni care au produs crima au fost arestați de poziția norvegiană și astfel s-a creat cea mai mare nenorocire și cel mai unul din cele mai mari fiascouri ale serviciului secret israelian care e considerat cel mai bun din lume. Dar tot în perioada asta au omorât la Roma un scriitor palestinian care după 25 de ani s-a dovedit că nu avea nicio legătură cu Septembrie Negru și nici nu participase la mișcarea de la München. În același timp, în momentul în care ridici sabia, riști ca și celălalt să scoată sabia. Palestinienii ce au făcut? Au început tot felul de atentate. Și printre multele aceste atentate, am ajuns la deturnarea unui avion Air France în Uganda, la NTB, unde un comandă izraelian al Mossadului și al armatei izraeliene a reușit de data asta să elibereze toți ostaticii cu un singur mort. Numai că mortul ăla nu era altcineva decât Ionii Netanyahu, fratele actualului prim-ministru. Vedeți cum se leagă toate în istorie și acel Ioni Netanyahu, odată murind, l-a determinat pe Bibi Netanyahu, care nu mai era de mult în Israel, era în Statele Unite, studia, studiase la la MIT să revină în țară. Și astfel, cu ura normală că și-a pierdut fratele într o astfel de misiune, Bibi va deveni în timp Prim-ministru al Israelului de nenumărate ori. Și va fi șeful Partidului Conservator Likud, și acum conduce, între ghilimele, intifada izraeliană. Că intifadele palestiniene au avut loc între 88 și 93 și 2000 și 2005. Da, ce legătură are Iran? Foarte simplă. Iranul. Este o țară musulmană șiită. Exact cum la noi există catolici, protestanți și ortodoxi, la arab există suniți și șiți. Și mai puțin. Centrul șiismului se află în Iran, în fosta Persie. De asemenea, mai există șiți în sudul Iemenului, mai există șiți în sudul Libanului și cam ăștia sunt toți restul nordul Africii și restul țărilor musulmane sunt suniți. Eșiții totdeauna au fost în conflict, trebuie să știți că Iranul nu se înțelege bine cu Arabia Saudită, care de altă parte e liderul țărilor arabe sunite. Nu s-a înțeles bine nici cu Gaddafi, care și el a vrut să fie liderul țărilor sunite, nu s-a înțeles cu Nasser pentru că atunci era șahul și chiar erau dușmani declarați. Și uite așa, Iranul, care în 1950 recunoștea Israelul, a devenit por susținerii mișcării palestiniene. Dar palestinienii nu sunt suniți, sunt și suniți și șiți. În majoritate sunită. De la suniți a venit o organizație teroristă sau cum vreți să-i spuneți, care să răzbune pe Israel, numită Hamas. De la Şiți a venit Hezbollah. Hezbollah cu un timp a ajuns la putere, s-a transformat în partid politic în Liban și a ajuns la putere, conducând mulți ani de zile destinele Libanului. Evident, ducând Libanul la o destrugere totală pentru toate războaiele civile care au avut loc. Israelul, la fiecare mișcare a Hamasului, a Iranului, a Hezbollahului, răspunde prin forță. Iar ceilalți, care nu au puterea nici financiară, nici puterea armată a Israelului, răspund cu ce găsesc? Cu atentate, cu terorism, cu deturnări de avion, cu bombe puse, cu 13, 11 septembrie la New York și așa mai departe. Și atunci, în toată încrengătura asta, în care atentatele de la 11 septembrie sunt produse de cetățeni saudiți, în timp ce Arabia Saudită și guvernul ei e în mare prietenie cu Statele Unite, nu se mai înțelege nimic. O să-mi spuneți, dar de ce nu se ajunge la o pace? S-au încercat diverse păci, dar n-au ținut prea mult. Pentru că trebuie să mai știți ceva foarte mulți din prim-miniștrii Israelului au fost la un moment dat în Mossad sau în structurile armate și s-au ocupat cu acel departament care elimina oameni. Bibi Netanyahu are de răzbunat moartea fratelui din operațiunea Mossadului de la NTB. Menahem Begin a fost prim-ministru al Israelului, dar multă lume uită că el a fost cel care a organizat atentatul de la Hotel David din Ierusalim, când au pus o bombă și au aruncat pe șefii armatei britanice care la acel moment ocupa Palestina. Deci nu putem spune că terorismul este numai de-o parte. Și nu putem spune că atunci când armata israeliană atacă, nu e terorism, iar când Partidul Hezbollah atacă, e terorism. Cum s-ar putea ieși din acest conflict? Se pare că nu se poate ieși. Atâta timp cât Israelul va avea susținerea puternică a Statelor Unite, iar atâta timp cât Statele Unite vor avea și susținerea unei părți a lumii sunite, cum e Qatarul, cum e Arabia Saudită, cum sunt Emiratele. Și atâta timp când niciun președinte american nu va încerca să pună piciorul în prag și să decidă prin forță, pentru că altfel nu se poate, o pace în Israel, atâta timp când nu se va decide ce se întâmplă cu poporul palestinian, evreii au fost convinși că dacă vor coloniza foarte multe teritorii, la un moment dat, palestinienii vor uita de țara lor, vor pleca de acolo, cum ei consideră că Iordania este cu populație 60% palestiniană, să se ducă toți în Iordania și astfel tot teritoriul Israelului de astăzi, inclusiv Gaza și Cisjordania, să rămână în mâna statului israelian. Ceea ce nu se va întâmpla. Pentru că, la fiecare palestinian care moare, există șase care să nasc. Și palestinienii apar din ce în ce mai mult, apar și susținători anti-izraelieni din alte țări arabe. Sunt foarte mulți arabi, cum a fost Nasser, cum e acum Catanei în Iran, care fac un titlu de glorie din a face război Israelului. Numai că problema asta foarte mare trebuie rezolvată de marile puteri. Și marile puteri, pe vremuri, erau Uniunea Sovietică și Statele Unite. Mult timp, Uniunea Sovietică a susținut până la și a susținut, în general, Statele Arabe. Deși la început era pro-izraeliană și a votat crearea statului Israel. Tot Uniunea Sovietică a, ținut, a susținut până la un moment dat Revoluția Islamică, după care i-a fost atât de frică. Ca părțile pline de musulmani din Uniunea Sovietică să nu explodeze, încât intrarea în Afganistan a fost mai mult nu ca să agreseze America sau lumea occidentală, ci ca să nu lase un stat fundamentalist să se nască undeva la granițele Uniunii Sovietice. Și n-a reușit. Se pare că fundamentalismul religios islamic va continua mult timp de acum încolo. Acum, trăgând linie peste această mini lecție de istorie, e păcat că nu am două ore ca să vă povestesc cu lux de amănunte: și cum a ajuns Netanyahu prim-ministru, și cum s-a semnat pacea de la Oslo, și cum Begina semna pacea cu Arafat, și cum. Uh... Itzhak Rabin, singurul prim-ministru izraelian care a făcut pace și a recunoscut statul palestinian, a fost asasinat la nici două luni după ce a semnat pacea de către un izraelian și cum nimeni de fapt nu își dorește o pace, nici unii, nici alții în Israel. Pentru că să nu credeți că dacă mâine Israelul ar ocupa întreg teritoriu, nu ar continua conflictele cu lumea din prejur. Pentru că el are un teritoriu foarte mic, între timp populația tot aducând vrei a crescut foarte mult. Pentru că economia Israelului merge foarte bine, am mai discutat într-un clip despre asta. Și pentru că armata lor e una din primele trei armate ale lumii și se poate lua la trântă cu oricine. Dar să vedem acum, după ce am făcut o lecție de istorie. Ce putem spune de situația actuală și cum va influența economia mondială de acum încolo? Pentru că, până la urmă, suntem un canal de știri economice și încercăm să vedem cum evenimentele politice și istorice influențează bursele lumii. Suntem pe 7 octombrie 2024 tocmai ieri Iranul a anunțat că suspendă toate zborurile de noapte. Ăsta e un semnal că urmează un nou atac cu rachete. La nou atac cu rachete, Netanyahu va replica pentru un alt atac în Libanul de Sud și va încerca să distrugă în zona Hezbolahului, pentru că șiiții din Hezbollah locuiesc și se află în sudul Libanului. Între timp, Israelul a eliminat foarte mulți capi din Hamas și din Hezbollah, a reușit să elimine inclusiv la Teheran și să asasineze prin metode extraordinar de inteligente cu pagerurile care au explodat și așa mai departe, făcând foarte multe victime colaterale. Trebuie să știți că toate aceste victime colaterale care apar ar trebui să fie protestate de către statul pe teritoriul căruia se întâmplă un astfel de asasinat. Dar așa cum statele francez, englez, cipriot, nu au protestat atunci când se eliminau palestinieni pe teritoriul lor de către Mossad, nu vor protesta nici acum. În schimb, au protestat, de exemplu, când Putin a eliminat Pălit Vinenko la Londra, otrăvindu-l. Și bine au făcut că au protestat. Această politică cu două măsuri nu ajută în niciun fel pacea pe care am dorit-o cu toți. Noi ceilalți care nu suntem implicați direct în acest conflict. Dar suntem implicați pentru că, iată, petrolul e la 76. Un petrol de la 60 la 7,6 într-o lună înseamnă o inflație care va reapărea. Dacă petrolul rămâne la nivel de 7,6-80, vom avea inflația care se va reîntoarce. Deja nu se mai pune problema ca domnul Paul să taie dobânzile de două ori, nici măcar cu 0,25%. Și atunci bursele vor avea o corecție. Dar ce poate să facă Iranul? Pentru că atunci când a lansat 180 de rachete, niciuna nu a distrus ceva în Israel, poate una o clădire, fără morți, fără răniți din partea izraeliană, au declamat că au avut un mare succes, dar în realitate izraelienii împreună cu americanii au distrus toate rachetele. Și atunci, dominând atât de puternic Israelul din punct de vedere militar, Șansele Iranului sunt aproape de zero. Ceea ce mie, mi-e frică este că la un moment dat Iranul chiar va reuși să facă acea bombă atomică și nu va cere permisiunea nimănui să o dea. Pentru că fundamentaliștii iranieni își apără o religie și sunt fanatici. Nu degeaba și Putin este contra fanatismului religios. Toate lucrurile astea se vor înlănțui la un moment dat și vor crea un conflict major la care restul omenirii va participa, inevitabil. Pentru că știți foarte bine că în Siria Putin l-a ajutat pe Bashar al-Assad și uite așa a luptat contra isis -ului. La un moment dat a intervenit și Trump dar nu a intervenit cum trebuie, isis a început să pună bombe la Paris și nu mai știm pe unde. Toată nebunia asta cu terorismul care să va lărgi, pentru că la un moment dat, dacă nu reușești să lovești statul Israel, vei lovi țări prietene cu Israelul. Și uite așa foarte încet, anumite țări vor fi afectate doar prin simplu fapt că sunt prieteni cu Israel. Din punctul nostru de vedere al românilor, stăm bine. Suntem una din puținele țări care recunoaștem atât statul palestinian cât și statul Israel. Și asta pentru că în timpul comunismului, Ceaușescu încerca să câștige premiul Nobel ca să împace Israelul cu organizația pentru eliberarea Palestinei. Evident, n-avea nicio șansă, nici bun diplomat nu era, dar cum a recunoscut și o țară și cealaltă și cum a ținut relații foarte bune atât cu evreii cât și cu palestinienii, în momentul păcii de la Oslo, România a recunoscut statul palestinian. Este foarte ciudat că există țări foarte democratice, cum e Elveția, care nu recunosc statul palestinian. Oricum, la ora actuală nu putem să spunem că există un stat palestinian, nu mai există nici măcar o autoritate palestiniană decât în Cisjordania. Există două partide, sau mai bine zis, organizații teroriste, care atacă Israelul și care reprezintă Hamasul, suniții palestinieni, Hezbollahul, șiiții palestinieni, iar Israelul se bate cu toată lumea. Țările exportatoare de petrol au început să înțeleagă că e important să aibă cui să vândă petrolul. Drept urmare, au lăsat problema izraeliană deoparte, însă Iranul, care are o problemă, pentru că în momentul în care semnase acordurile alea cu Obama, nu foarte dăștepte, măcar să mai potolise. Trump a ieșit din acordurile cu Iranul și astfel Iranul a continuat să-și dezvolte capacitățile nucleare, să dezvolte reactorul nuclear. Bibi Netanyahu a dovedit că Iranul continuă să se gândească cum să fabrice o bombă atomică. Și așa cum Putin, în disperare de cauza amenințat cu bomba nucleară, n-ar fi bine ca Iranul să amenințe, pentru că Iranul poate să treacă și la fapte. Mult mai ușor decât Putin care mai are câțiva în spate, care i-ar spune că e sfârșitul omenirii a doua zi. Dar asta nu se poate întâmpla decât dacă un nebun, dintr-o parte sau din alta, se gândește să apese pe butonul roșu. Și eu cred că, indiferent cine va câștiga la Casa Albă, va continua să-l susțină pe Bibine Taniau, Bibine Taniau, deși cu dosare de corupție, cu o de probleme, a reușit să, să unească în guvern cu ortodoxii israelieni și va continua să atace Palestina, pentru că, la fel ca și Putin, în momentul în care ai o criză și în momentul în care ar fi trebuit să-și dea imediat demisia după atacurile Hamas de exact acum un an, el va riposta cu forța, și va ridica populismul, naționalismul și dorința de răzbunare în rândul populației evreiești, care culmea o mare parte și ar dori pacea și mâine. Dacă faceți un sondaj în Israel, o să vedeți că și astăzi cel mai iubit prim-ministru rămâne Itzac Rabin, pe care tot ei l-au omorât, pentru că a semnat o pace și ar fi fost poate o pace durabilă dar a dispărut de la putere. Toți ceilalți de dreapta, de la Licud, că au fost Begin, că au fost Ariel Sharon, au fost la un moment dat implicați sau în crimele de războiul de șase zile și războiul de Ion Kipur, sau în diverse atentate, sau în diverse răzbunări și au ceva de răzbunat și de împărțit. Este foarte greu ca poporul izraelian, cu poporul palestinian să ajungă la un acord. Singurul stat care poate să-și impună punctul de vedere este statul american. Numai că Statele Unite nu mai au la conducere o minte atât de limpede, o minte atât de bun diplomat și o minte atât de inteligentă încât să poată să contrabalanceze puterea israeliană și să le dea din când în când dreptate și palestinienilor. Și din toată chestia asta, lucrurile vor derapa foarte ușor. Eu cred că acest conflict se va agrava puternic în lunile care urmează, și în anul viitor vom avea un petrol care va continua să urce, o inflație care va reveni. Și o criză economică care va pleca, în momentul ăsta nu există criză economică, nu e nicio șansă să apară, e o creștere economică în America, Europa a început să refacă și a dus inflația în jos și așa mai departe. În țările occidentale există o singură țară care se opune puternic și Rusiei lui Putin și Israelului: Franța. Numai că Franța are mari probleme, dacă vă uitați în bursă, titlurile de stat franceze au o dobândă mai mare decât cele spaniole. Deficitul după nou guvern Barnier și nou buget al Franței devine atât de periculos încât Franța poate să intre în zona Grecia-Italia și să avem o problemă cu titlurile de stat franțuzești. Toate lucrurile astea se vor rezolva prin populism. Iar populismul, atât în Europa, cât și în America, cât și în Israel, cât și în Iran, nu poate duce la nimic bun. Nu sunt încântat că naționaliștii austrieci au câștigat, nu sunt încântat nici că în Italia Partidul Naționalist de Dreapta e la putere, nu sunt încântat nici că formațiunea lui Le Pen câștigă din ce în ce mai multe voturi în Franța, dar nu sunt încântat nici de actualii conducători. Pentru că actualii conducători nu încearcă decât să-și lungească boala, să obțină voturi mâine, să vină cu tertipuri cum a făcut și Macron cu guvernul Barnier, în loc să vadă ceea ce își dorește poporul. Pentru că un popor care susține populismul, naționalismul, nu este un popor rău. Credeți că nemții în 1933 era un popor criminal și l-a adus pe Hitler știind ce o să urmeze? Nu! Nici rușii nu au făcut revoluția bolșevică dacă ar fi, n -ar fi făcut revoluția bolșevică dacă ar fi știut ce se întâmplă. Problema e alta. În momente de disperare, faci orice și accepti să votezi și să aduci la putere pe cei care îți promit răzbunări, îți promit să, să nu mai fi umilit și așa mai departe. Ori de câte ori mai multe națiuni au reușit să umilească o țară, cum a fost în cazul Germaniei și a apărut Hitler, cum a fost și în cazul rușilor lucrurile se întorc împotriva ta. Același lucru s-a întâmplat și în conflictul irano irachian Americanii întâi supărați că șahul a fost dat jos, i-au susținut pe irachieni, i-au dat arme lui Saddam, Saddam a avut 10 ani în război cu Iranul, după care cu armele americane Saddam a atacat cu veitul și s-a luptat cu americanii. Și uite așa, americanii au vândut niște arme care au fost folosite să omoare americanii în războiul din Golf. Același lucru și în Afganistan, unde au susținut fundamentaliștii împotriva Uniunii Sovietice în războiul din 79, aceiași fundamentaliști care vor ajunge să lupte în 2003, tot cu americanii. Pentru că dacă nu gândești lucrurile pe termen lung și dacă nu ai o persoană care să aibă o anumită viziune, omenirea nu poate să o termine bine. Culmea e că în acest moment în care trăim bine, mult mai bine decât merităm, pe datorie, nu înțelegem că până nu rezolvăm astfel de probleme, cum e conflictul din Ucraina, cum e conflictul din Orientul apropiat, nu vom putea să ne dezvoltăm. Toată inteligența artificială, nu va rezolva problema acestei avalanșe de naționalism și populism. Fiți antenă, share, like, subscribe și vom continua să vă ținem la curent cu ce se întâmplă pe burse și cum influențează conflictul iraniano israelian economia mondială. După cum știți, eu nu șterg niciun fel de comentariu. Dar aș vrea să nu faceți comentarii Excesiv de antisemite sau excesiv de pro-izraeliene și așa mai departe. Înțelegeți că acest canal e un canal moderat. Acest canal e un canal făcut unde încercăm să analizăm neutru o situație politică care există de peste 70 de ani în Europa și cu care noi toți trăim. Și care ne influențează viața mai mult decât credeți voi. De asta vă las să vă puneți orice fel de comentariu, nu șterg niciunul, dar dacă comentariile vor fi exagerate, va trebui să le manageruiesc pentru că altfel YouTube-ul o să ne închidă canalul. Și de asta vă rog foarte frumos să faceți ce comentarii vreți. Să fiți pro- sau anti-izraelieni, pro- sau anti-musulmani, dar fără cuvinte exagerate. Fără jigniri, fără jurături și fără ceea ce înseamnă lipsa de bun simț. Mulțumesc!